Bună seara, la mulți ani tuturor celor care îi cheamă Ion, Ioana, Ionuț. La mulți ani, multă sănătate, bucurii alături de cei dragi. Ne aflăm din nou în compartimentul de mascul de la lotul de zbor. O să vă prezint câțiva porumbei. Acest mascul de 2018 e un mascul de fond maraton. Ca pui a fost în expoziție la Buftea anul trecut, locul 1 pe la Derby Nicolaev. Primii 4 porumbei sosiți în prima seară, el a obținut locul 1 din cei 4. Alb în frunte. ZC33507, mascul de 2018. Acum vă prezint un mascul de 2016 cu seria 333748. Un mascul tot de fond maraton. Uitați cât aprutitoarele de mari le are. Acesta este masculul de la Ionuț Silviu Griviriga din Danemarca. Anul acesta, după ce voi scoate pui, îi voi trimite încă o serie de 4-5 pui ca să-i testeze acolo. Anul acesta mă aștept să-mi facă rezultate acest mascul, deoarece ca pui a venit foarte bine. Aici avem un mascul tot de 2018. Majoritatea, cel mai bătrân mascul de la lotul de zbor e de 2006. Nu am niciun mascul mai bătrân. Acesta e un mascul de viteză de mi-fond. E foarte rău. Ei încă nu s-au obișnuit cu noul compartiment, de aceea zboară dintr-o parte în alta, când încerc să-i prind. Acesta este un mascul de 2019, zburat de mine.
are 3 etape clasate din 6 angajate. Acesta este un mascul de la scos reprodus în matcă. Un mascul de 2018, tot de fond maraton. Un mascul foarte mare. După cum v-am spus, acesta este un mascul tot de fond maraton. Este foarte mare, foarte masiv. Acesta este un mascul de viteză demifond și fond. Pe acest porumbel l-am pus și pe Facebook în ultima postare, gutul acela. Vă prezint un mascul, un pui, luat din crescătoria tatălui meu. Este nezburat, deoarece l-am luat prea târziu și n-am mai putut să-l angajez la zboruri. E un mascul de viteză foarte mare, cu niște aripi destul de micuțe, cam prea micuțe pentru viteza lui. Foarte mare, foarte usos, foarte rău, uitați-l cât de rău e. Dintr-o femelă de Italia și un mascul de România, de 2016 ambii. Foarte rău masculul, îl voi angaja anul acesta să vedem ce rezultate va face. Vă prezint un mascul foarte bun de viteză și de mifond. Favoritul crescătoriei la această categorie. 287600 de 2017. Un mascul foarte frumos și foarte bine pe corp. Foarte masiv. Niște mușchi foarte buni și foarte moi, adică este foarte masiv, dar toți mușchii sunt foarte moi, foarte...
reprezentăm ascult de 2016, cel mai bătrân ascult care l-am. Este unul dintre cei care am zburat din 2016 până în momentul de față, de la viteză până la maraton de 1000. Acum vă prezint un mascul de 2018, 10-33-575, tot viteză de mifond, un mascul foarte usos, foarte mare. Acum vreau să vă prezint un mascul tardiv, este scos chiar foarte târziu, după cum puteți vedea e la ultima pană. Este din cea mai bună pereche a mea de viteză de mifond. Îl voi ține acasă anul acesta, nu îl voi izbura. Uitați ce cap frumos are și ce ochi. E un mascul foarte mare, uitați-vă cum vedeți, e foarte usos. Pieptul foarte, foarte serios, foarte mare.